Bun regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Provocări și Perspective Actuale. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim aici, pe această platformă media, pentru a continua subiectele de actualitate ale vremii noastre. Un subiect care ne-a frământat mult zilele acestea, atât mințile cât și inimile, este subiectul închinării prin muzică. Și astăzi aș vrea să discutăm despre închinarea între muzică și mărturie. Este un subiect de actualitate, este un subiect care e prezent în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, și de data aceasta, ca de fiecare dată, vrem să pornim uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu și văzând care este perspectiva lui Dumnezeu cu privire la închinare. Apoi să putem să găsim aplicațiile corecte și biblice pentru cultura și vremea în care noi trăim astăzi. Pentru această emisiune, și pentru acest subiect interesant, aș zice eu, și important pentru zilele noastre, pentru generația tânără, l-am invitat pe un prieten și un lider de închinare, un tânăr de altfel, și îi spunem un bun venit lui Beniamin Roșca, este lider de închinare, un tânăr aitist, membru în Biserica Creștină pe Evangheliei Zbânda din București. Bun venit în emisiunea noastră! Bine te-am găsit, Daniel! Mulțumesc de invitație! Beni, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, un subiect pe limbajul tău, pe domeniul tău și pe interesul tinerilor, generației tinere pe care o reprezinți. Și aș vrea pentru început, pentru cei care ne urmăresc, pentru telespectatori, să definim un pic ce este închinarea. Închinarea este un termen care apare frecvent în Biblie, atât în Vechiul Testament, în locul în care e prezentat poporul Israel și modul în care Dumnezeu l-a chemat să se închine lui singurul singurului Dumnezeu adevărat, cât și Noul Testament, nouă credincioșilor în nou legământ, ni se cere să aducem o închinare plăcută din toată inima în duh și în adevăr lui Dumnezeu. Așadar, cum am putea defini termenul acesta închinare? Da, un subiect fain, închinarea. Am o definiție pentru personală pentru termenul de închinare și din punctul meu de vedere închinarea potrivit și scripturii și ce am mai studiat sunt acele acțiuni ale omului și atitudini prin care se venerează și se cinstește numele Domnului, demnitatea unui, unicului Dumnezeu pe care îl avem și această închinare să vină dintr-o inimă curată și sinceră. Cam asta ar fi definiția personală pe care, pe care aș da o pentru terminul închinare. Ai menționat uh, o atitudine a inimii, uh, o atitudine cu care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, și te-aș întreba, contează asta înaintea lui Dumnezeu? Cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu, chiar îi pasă lui Dumnezeu de lucrul acesta? Avem niște repere clare stabilite în scriptură cu privire la așteptările pe care le are Dumnezeu de la copiii săi atunci când îi aduc închinare? Contează cum venim înaintea lui Dumnezeu în, în închinarea de zi cu zi. Și vedem în scriptură că nu poți veni oricum înaintea lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu suveran, avem un Dumnezeu drept, sfânt în același timp, și nu-l putem trata oricum. Trebuie să avem acea atitudine care, o să vedem în interiorul următoare, o să dau și câteva exemple din Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere o închinare curată, sinceră. Am înțeles, Beni. Acum, ca să intrăm în subiectul nostru de astăzi, pentru generația asta tânără și pentru generația aceasta obișnuită într-un stil de închinare, închinarea este asociată cu muzica. Și de asta am și ales tematica asta, închinarea între muzică și mărturie. Și întrebarea ar fi: ne putem închina lui Dumnezeu fără muzică, sau muzica este un must? Ea trebuie să fie mereu prezentă în închinarea noastră? Ne putem închina Domnului și prin muzică, dar se poate și fără muzică. Și avem câteva exemple în Cuvântul lui Dumnezeu exemplu, în evrei 13 cu 15 spune prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui și să aducem trupurile noastre ca o jerfă vie. Adică biserica este îndemnată să mărturisească numele Lui. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, un element important al închinării poate să fie căutarea feței Domnului în rugăciune. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și uh, ai acea comuniune împreună cu, cu, El. După care mai avem mărturisirea păcatului, care în mod clar, de exemplu, era o parte importantă a închinării în Vechiul Testament. Vedem aceasta când Dumnezeu a instituit ziua ispășirii pentru israeliți și a rânduit un timp pentru ei pentru mărturisirea păcatelor. În rugăciunea domnească, îl avem pe Domnul Iisus care învață pe ucenici să ceară iertarea păcatelor. După aceea, Închinarea poate să includă citirea publică a scripturii, a predicării, proclamarea adevărului acesteia în mod public, în adunări, în, în spații publice. O adevărată închinare, să zic așa, care poate să cuprindă și celelalte lucruri, mai poate să fie prezența Domnului prin zeciuielile sau darurile pe care le aducem. Tot este o închinare și, și acest aspect. Un alt element unic al închinării poate să fie închinarea Nou testamentală, care o vedem în Nou Testament, botezul și Cina Domnului. Muzica, din punctul meu de vedere, e doar un element al închinării și toate aceste lucruri vin așa ca o, la ca pachet. un întreg, ca la, da, ca un pachet. Acum, tu care uh, ai așa un grup de tineri care slujești și faci misiune și când să. Uh, cum vezi că ei percep închinarea? Acum ai menționat multe moduri de închinare prezentate în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, și totuși prima care iese mereu în evidență este muzica, și bineînțeles, e, are aspectul ei artistic. Vom discuta un pic și despre lucrul acesta pentru un tânăr sau pentru tinerii din generația ta, din elementele acestea menționate de tine, care sunt cele mai evidente, așa, când ar, ar trebui să întreb cum mai putea să te închin Domnului, cam care crezi că ar fi răspunsurile lor? Termenul acesta de închinare în ultima perioadă și în ultimii ani s-a redefinit și pentru mulți tineri este egal muzica. Și e păcat uh, lucrul acesta pentru că îmi dau seama că mulți tineri mă uit în viața lor și nu vezi rugăciune, nu vezi post, nu vezi citirea cuvântului și atunci de asta au și răspunsul acesta, închinare înseamnă muzică pentru ei. Dar mă gândesc, bine că uh, au poate un răspuns justificat uitându-se în special în Cartea Psalmilor uh, unde, în anumit salm de laudă, uh, sunt prezentate acele cântări, imnuri, asociate de instrumente muzicale, și de aici cred eu că există această percepție că închinarea se face prin muzică. Și te întreb, muzica facilitează închinarea? Că așa, aici este un aspect sensibil. Uh, noi, în bisericile evanghelice am urmat așa un trend, dacă aș putea zice așa, că fără muzică și fără partea de închinare de la început, parcă nu poți să ai celelalte elemente din slujbă și din părtășia, comuniunea comunității locale. Din punctul meu de vedere, muzica nu facilitează închinarea. Este doar un element care ajută închinarea. În biserică. Uh, și de asta spun, pe lângă muzică, sunt și celelalte elemente, cum ar fi rugăciunea, uh, uh, mărturisirea, mărturile, și da, nu este un. Uh, nu facilitează închinarea, deși în perioada aceasta și în generația aceasta mulți cred că facilitează închinarea pentru a simții sau al simții pe Dumnezeu acolo, prezent, în, în adunare. Se pune foarte mult accent pe, pe uh, elementul acesta de muzică. Amma, emoțiile uh, joacă un rol esențial și, uh, dintotdeauna, emoțiile au fost cele care l-au dus pe om într-o direcție sau în alta Evident că generația aceasta Z și generația aceasta chiar și a milenialilor, dar mai puțin, ei sunt captivați de partea aceasta emoțională, de ceea ce simt, de ceea ce trăiesc, și muzica are un rol esențial, primordial, să creeze niște sentimente, stări. Vom vedea, poate. Și în emisiunea aceasta, și îmi propun să dezvolt subiectul acesta pe mai multe planuri și sub mai multe fațete, chiar și partea aceasta psihologică, emoțională. Dar revenind la muzică, mi-a plăcut ce spunea odată Sebastian Bach. El spunea așa: muzica nu trebuie să aibă altă finalitate și alt cel decât slava lui Dumnezeu și înviorarea Sufletului. Amin. Un om care a compus muzică, un om care a trăit muzica, un artist de altfel respectat, apreciat de-a lungul a zecilor de ani și de-a lungul istoriei. Cum ne uităm la muzică prin prisma scripturii? Ce învățături este din scriptură cu privire la muzică și Muzica uh, e un domeniu care uh, de secole, fiecare cultură are o muzică aparte, a făurit un stil de muzică. Totuși, noi, uh, fiind credincioși, creștini, copii ai Domnului, uh, ar trebui să avem un reper în ce privește muzica plăcută lui Dumnezeu, acea muzică uh, uh, frumoasă care să îl înalțe pe Dumnezeu. Dacă ne uităm în scriptură, ce învățături ies legat de muzică, atât cât ai studiat tu și cât ai înțeles, și ai reușit așa să mm -hmm. împărtășești, și tinerilor, și grupei de tineri cu care slujești? Un verset pentru mine cheie, și care este numărul, unu, să spun așa, este din Colosen 3 cu 16. Prima parte care spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din Breșug în voi în toată înțelepciunea. Stilul de muzică sau ceea ce se compune ca versuri, trebuie să aibă cuvântul lui Dumnezeu în centru. Trebuie să aibă centralitate Domnul nostru Isus Hristos. Fără de el, muzica creștină, contemporană, este o este nimica toată. Sunt doar niște versuri puse, pe niște note, doar ca să ne simțim noi bine. Dar fără cuvântul lui Hristos, în muzica noastră, de închinare atât în biserică, cât și în afara ei, nu are niciun beneficiu, din punctul meu de vedere. Și generația aceasta tânără are mare nevoie, în primul rând, de cuvântul lui Dumnezeu. Deci spui că pentru a avea o muzică sănătoasă, trebuie să ai însușit în cuvântului Dumnezeu. Asimilat, spune acolo Pavel, e un termen foarte frumos, să locuiască și nu oricum din belșug, adică din prea plin să dea afară cuvântul lui Dumnezeu. Și acela e modul sau starea în care de acolo pornesc și laudele plăcute, domnule, că un verset mai jos încolo spune de cântați lui Dumnezeu, Vorbiți între voi cu Psalm, cântări, de laudă. Iată că prioritatea este Cuvântul lui Dumnezeu. Așa este, așa este. Prea puțin se mai pune accent pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și se pune accent în ultima perioadă pe ceea ce poate să fie fanii în trend, ce poate să prindă. De multe ori mă uit în muzica creștină românească nu îl mai găsim pe Domnul Isus. Te uiți la un moment dat și eu, ca tânăr, îmi place, îmi plac liniile melodice, muzica, dar la un moment dat chiar stau să mă uit pe versuri și nu au ce să-ți spună. Și trebuie să spui un semn de întrebare în momentul în care uh, asculți sau cânți o asemenea muzică, mai ales în biserică. Vorbim, vorbim de biserică și trendul este înspre lucrurile acestea, a aduce ce este nou, ceea ce au alții de departe, din alte țări, doar ca să atragem mase de tineri în biserică. Vorbind de biserică și de muzica aceasta bisericească, muzica în contextul ecleziastic, mă preocupă așa aspectul ăsta văzând faptul că în ultimii ani, zeci de ani chiar, și în bisericile din țara noastră, din România, cuvântul a luat un loc secundar sau un loc doi și pe primul plan este muzica și acel timp de worship, de închinare, a devenit cumva regina, cu ghilimele de rigoare, închinarea aceea de la început, și cuvântul este spre partea de final și aici mă refer la componența programelor noastre publice sau întâlnirilor noastre publice de închinare, majoritatea bisericilor. Și nu știu, asta e de rău, e de bine, chiar îmi propuneam așa să mă uit în istorie, la bisericile de la început, bisericile din primul secol, dacă avem ceva evidențe cu privire la structura întâlnirilor lor, cât era muzică. Din întâlnirea lor, în ce moment era plasată muzica, în ce moment era plasat cuvântul, cum vezi tu așezarea asta a priorităților în întâlnirile publice. Mulți predicatori chiar au fost lăsați captivați de mirajul ăsta al muzicei și au spus chiar pe noi ne ajută, creează starea aceea bună pentru a. Primi oamenii cuvântul, muzica de închinare de la început. Cum vezi tu lucrurile astea? Sunt bune, sunt rele, sunt de păstrat, sunt de schimbat? Spuneai de muzica creștină worship în biserici că a devenit regină. Eu am observat că există două tendințe, sau să spun mai bine, două extreme. Unu, muzica sau închinarea prin muzică în biserică este o cenușăreasă, adică e pauza aceea dintre reclame dăm și noi o cântare doar ca să fie acolo și umplem programul cu cuvânt cu alte lucruri, adică nu se pune bazele pe, pe închinarea prin muzică și cealaltă extremă, închinarea prin muzică trei sferturi din program și predica devine cenușăreasă Cred că Dumnezeu și nu cred sunt sigur că Dumnezeu ne cheamă să fim echilibrați în ceea ce privește programul de biserică acum, cum ar fi structura eu m-am uitat în scriptură și nu prea văd închinarea prin muzică în sinagogă în locurile publice unde prorocii, apostolii se închinau înaintea lui Dumnezeu și, de exemplu, Neemia 8 de la versetul 5 până la 6, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât poporul și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile Amin, Amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Ce a făcut Ezra? A deschis cartea. Adică a început să le spună din cuvântul lui Dumnezeu ce are Dumnezeu să le spună poporului Israel. După aia vedem în Noul Testament citirea Scripturii a devenit o parte obișnuită a închinării în sinagogă ca fiind ceva prioritar în ziua sabatului. Și avem în Luca 4, de la 16 până la 19, în fapte, 13, cu 15. Da, era citit, da. Da. După aia un, tot în Noul Testament credincioșii se adună pentru închinare și ei de asemenea ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și avem atât de multe Exemple, când Petru cu, stă înaintea iudeilor și cuvântă din partea lui Dumnezeu. După aceea, mai găsim că împreună cu învățătura pe care o dădeau apostolii cu predica și îndemnurile bazate pe lucrurile acestea pe care le-a lăsat Domnul Isus, sunt îndemnați să se gândească la ceea ce s-a predicat și spune la un moment dat în faptele Apostolilor că se duceau acasă și verificau dacă ceea ce le spuneau apostolii era așa cum scrie în Cuvântul Lui Dumnezeu. Întrebarea mea este acum, de câte ori plecăm după un program, să spune de duminică și a doua zi sau chiar imediat după aceea verificăm ceea ce ni s-a predat, ceea ce ni s-a predicat. Pentru că de multe ori uităm predica și uităm și melodiile care s-au cântat. De multe ori am pus întrebarea mai, dar știi ce s-a predicat? Și ce nu mai se uită mai repede? Melodiile sau predica? <coughs> se uită totul. Adică e ca, Dragic, e de? ca un delit de asta. Nici nu, nu, am, nu am cuvinte. Dar de multe ori după un program de biserică unde trei sferturi este închinarea prin muzică, Răspunsul multor tineri este fain, a fost frumos. Păi și ce s-a predicat? Nu Domnul contează. Da. Și, uh, Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm și prin muzică, dar uh, prioritar în viețile noastre trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu, predicat, uh, sănătos. Asta ne ajută ca să creștem, asta ne ajută să fim așa cum trebuie pe, pe calea credinței fără cuvântul lui Dumnezeu suntem, pot să spun, suntem nimic. Da, cuvântul este prioritatea creștinului și a fost prioritatea primilor creștini. Sunt de acord cu tine. Ai menționat acel text din Nemia, când poporul a stat o zi întreagă, de dimineața până seara. Nu știu cât să mai avea astăzi răbdare să facem exercițiul acesta. Ne plictisim repede de Cuvântul lui Dumnezeu, însă muzica nu plictisește, și cred că de aici sunt înclinațiile acestea ale adolescenților, tinerilor, spre stilurile de muzică. Și sunt de-a lungul istoriei s-au dezvoltat mai multe stiluri de muzică cântată de diverse formații creștine, mai puțin creștine. Cum apreciezi tu diversitatea aceasta de stiluri de muzică? Unele dintre ele la limita, aș zice eu, decenței bunului simț și chiar la limita um, um, creștină, ca să zic. Nu, eu n-aș asocia un stil de muzică importat din o anumită cultură sau anumită Anumită formație care nu are nicio uh, identificare în valorile creștine, dar aceste stiluri au fost importate, cu ghilimele de rigoare, încet, încet și în uh, programele de închinare comună ale bisericei. Uh, Într-adevăr, există o diversitate de genuri muzicale pe care eu recunosc că le ascult le ascult în așa fel încât să-mi dau seama cam ce-și doresc tinerii, ce ascultă tinerii. Am fost și eu în postura în care am ascultat tot felul de genuri uh, muzicale, atât creștine cât și laice. Acum, eu uh, uh, n-aș asocia un stil de muzică, de exemplu, din Africa, uh, ca fiind necreștin. Uh, pentru că, dacă îl punem în cultura noastră românească, pentru că aici ajungem până la urmă la cultura în care Dumnezeu a îngăduit să, să trăim, o să ni se pară că e ceva, mai nu se face așa înaintea lui Dumnezeu, să sari. Să... Și zicea cineva, două rămâne două. Că mulți zic, două e creștin, două necreștin. Nu, nota două rămâne nota două. Acum depinde ce punem noi pe nota două. Diversitatea aceasta este bună Până la un anumit punct, și așa cum spuneai și tu, este până la o anumită graniță. S-a ajuns să fie uh, foarte la limită. Uh, de exemplu, în partea de nord a României, acolo se ascultă mai mult uh, muzică de aceasta, gen, spun mai mulți, popular. Acordeon. Uh, popular românească. Popular românească, da. Uh, este un gen muzical uh, creștin. La noi aici în sud, mai mult pe worship, mai mult pe. suntem un pic și clasici, să zic așa. Dumnezeu primește stilurile acestea de muzică, eu așa cred. Dar acum depinde, depinde până unde te duci cu aceste genuri muzicale, pentru că luăm genul popular. Din genul popular poți să te duci în lăutărie. Și să nu mai fie ceea ce ar trebui să fie înaintea lui Dumnezeu. După care, din și să te duci și vedem în America, vedem în Australia, într-o extremă foarte, foarte delicată, pot să spun, în care nu mai înțelegi cuvintele, nu mai înțelegi nimic. Asta este și ideea, să nu înțelegi nimic, doar să rămâi cu un zgomot. Acum, când vom ajunge în ceruri, pot să spun, o să înțelegem Măi, care sunt uh, stilurile muzicale care i-au plăcut Domnului? Dar uh, ne putem da seama, și noi, că un gen muzical care poate este într-un club, într-o uh, într discotecă, nu are ce căuta în biserică. Și de ce spun că ne putem da seama? Pentru că atâta timp cât suntem în biserică și avem Duhul Domnului, putem discerne și chiar Duhul ne mostră atunci când lucrurile nu, nu sunt așa cum trebuie. Acum depinde de fiecare dintre noi dacă acceptăm din partea lui Dumnezeu mustrarea sau nu, sau mergem doar da, ca să fim în trend și plăcuți celor care, care, ne privesc. Da, stilurile muzicale sunt diverse, vorbesc fiecărui om. Acum depinde de fiecare dintre noi să nu ne ducem la, peste acea limită pe care noi impune Cuvântul lui Dumnezeu. Bine că nu am ajuns la mania creștină, am ajuns la multe stiluri de muzică. Beni, îți mulțumim pentru aceste idei frumoase pe care le-ai împărtășit cu noi. Urmează, ca în partea a doua a emisiunii, să abordăm un pic și aspectul atitudinii, a inimii, a mărturiei în închinare, pentru că am vorbit în prima parte despre închinarea între muzică, și în partea a doua aș vrea. Să vorbim și despre mărturie, despre uh, rezultatele, comportamentul nostru, de ceea ce văd oamenii atunci când ne închinăm lui Dumnezeu. Beni, uh, în prima parte a dialogului nostru, am discutat un pic despre închinarea prin muzică, despre închinarea plăcută lui Dumnezeu, despre stiluri de muzică și chiar. Uh, menționai sunt multe stiluri de muzică e bine să fim precauți și să înțelegem care este acea muzică plăcută lui Dumnezeu muzica aceea care e în acord cu principiile și voia lui Dumnezeu principiile cuvântului, scripturii Acum aș vrea să intrăm un pic în subiectul acesta al atitudinii, al inimii chiar contează cum închin Uh, unii tineri uh, chiar și-au pus întrebarea aceasta, și chiar unii și răspund așa într-un mod mai obraznic. Dumnezeu mă primește așa cum sunt, uh, Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt. Uh, în dialogul pe care îl are Mântuitorul uh, cu femeia samariteană, îi spune Mântuitorul uh, că închinarea nu e legată de un loc anume. Uh, nu pe un munte, așa cum erau ei obișnuiți acolo, uh, ce spune Mântuitorul, închinători adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Aș vrea un pic să pătrundem bine în semnificația acestor termeni, a atitudinea inimii, uh, ce ai înțeles tu așa din cuvântul lui Dumnezeu legat de aceste aspecte în închinare. Uh... Da, Daniel, contează contează enorm cum închină înaintea Lui Dumnezeu și vorbim despre muzică, prin muzică. Trăim într-o generație în care nu ne mai punem întrebarea aceasta dacă contează atitudinea înaintea Lui Dumnezeu. Contează doar să fiu acolo și ceea ce simt să exprim. Și de multe ori sentimentele și uh, uh, gândurile care ne vin în urma muzicii pe care o ascultăm, de multe ori nu sunt în concordanță cu ceea ce ar dori Dumnezeu să facem sau să fim. Și da, în Ioan, ai specificat mai devreme, în Ioan 4 cu 23 spune că să ne închinăm Domnului în Duh și în adevăr. Și că da, închinarea noastră nu depinde de, de un loc anume. Uh, contează cum ne închinăm pentru că spune că ne închinăm din inimă înaintea Dumnezeu. Și tind să cred că inima pe care o avem spălată în sângele Domnului Isus Hristos trebuie să fie un loc sfânt. Inima noastră trebuie să fie un loc sfânt. Și uh, în momentul în care uh, Domnul Isus învață pe femeia încă lucrurile acestea, unde să se închine, arătându-i limpede lucrurile acestea ce țin de închinare, uh, uh, o conștientizează că închinarea izvorăște din adâncul sufletului. Și că ea este în duh Închinarea aceasta trebuie să fie în duhul fiecăruia dintre noi Acum în închinare De multe ori uh, Mulți vor să-și arate talentele Vor să-și arate uh, abilitățile, artistice. abilitățile artistice exact Sau cine sunt ei Trebuie să înțelegem că în închinare Și de multe ori stau și cu tinerii Și le spun lucrul acesta În, în închinare trebuie să conștientizăm Că îl avem pe Domnul Iisus În, în fața noastră și atunci, în închinarea pe care o am, nu-mi predau talentele mele, nu-mi predau nu știu, cântarea mea, nu pot să-mi arăt, cum să spun, atitudinile corpului, că de multe ori și aceasta este o problemă în închinare, vrem să atragem atenția prin mișcările corpului. În închinarea pe care Dumnezeu ne-o cere este să ne apropiem de El cu smerenie și orice ce facem să facem ca pentru El, pentru că El este un Dumnezeu Sfânt. Și atâta timp cât spunem că vrem să ne sfințim și noi, inima fiind un loc sfânt, trebuie să tratăm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu Sfânt și un Dumnezeu care este... să tratăm ca un împărat, ca un rege. Și Cred că știm fiecare dintre noi, de la grădiniță, școală, primară, cum erau tratați regii. Și protocolul special când te adresai unui rege. Exact. De multe ori, și așa este, Dumnezeu ne este prieten. Dar parcă ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. Spune, Dumnezeu este prieten, dar Dumnezeu, pe lângă prieten, este tată, este rege, este domn, este cel care ne conduce viața și nu putem să ne manifestăm, să ne manifestăm oricum. Sunt de acord cu tine, Beni. Acum, pentru nevreu, lucrurile astea erau foarte bine definite, clare. Ei când mergeau la templu, aveau un anumit ritual acolo, aveau anumite cerințe de îndeplinit. Spune psalmistul în psalmul 138 cu doi mă închin în templu tău cel sfânt și laud numele tău. Ei intrau acolo în templu respectând un anumit protocol. De asemenea, în psalmul 29 cu 2 ne se spune Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Te întreb, podoabele acestea sfinte fac trimite la îmbrăcăminte speciale? Despre ce e vorba aici? O uniformă specială așa pentru închinare? Unii s-ar uita cu un ochi critic și ar spune, dar chiar asta, chiar asta contează înaintea lui Dumnezeu? Modul în care eu sunt îmbrăcat, făceai trimitere că nu trebuie să arătăm înspre noi, ci înspre Hristos. Și chiar și îmbrăcămintea artiștilor din zilele de astăzi este o îmbrăcăminte indecentă, ca să numim așa, să fie clar: și chiar scopul lor este să atragă faimă, să atragă atenția înspre ei, să incite, să provoace. Pentru un credincios, care ar trebui să fie prioritățile în închinare și podoaba aceea sfântă de care vorbește cuvântul? Din păcate, în închinarea creștină și, și în biserică am ajuns să fim exact cum nu ar trebui să fim, și cum ne și avertizează Roman 12:1, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și amintiai de îmbrăcăminte. Într-adevăr, multe formații, multe, mulți artiști, pot să spun, spun că vrem să lăudăm pe Dumnezeu și vrem să-i aducem o închinare plăcută lui, dar de multe ori atrag atenția asupra lor, prin îmbrăcăminte, prin alte podoabe, accesorii, și cei din lume asta fac, ca să atragă faimă și să fie în trend, apelează la hairstyliști, apelează la designeri vestimentari și creator de modă, Creator de modă, da. De ce? Ca să poată să aibă cât mai multe vizualizări. Acum scopul nostru de artiști creștini, de compozitori chiar, de cei care uh, face muzică creștină și uh, sunt plăcut surprins că sunt atât de mulți care fac muzică creștină în România. Uh, și ar trebui să fie prioritar pentru noi. Dumnezeu sau noi. Într-adevăr, Dumnezeu ne dă un dar și fiecăruia ne-a dat un dar și putem să-l folosim, unii să facă versul, unii să facă muzică, dar de multe ori ne uităm în afară și am preluat lucrurile care uh, nu sunt bune și le-am le adaptat le la adaptat. cultura noastră creștină evanghelică. Exact. Uh, podoabele Sfinte. Pot să spun pentru un adevărat închinător care se închină prin muzică, ar trebui să fie smerenia. Eu așa, așa văd aceste podoabe sfinte. Uh, pentru că fără smerenie uh, arăți, răspuns spre tine, după aceea umblarea de zi cu zi. Și aici uh, vreau să atrag puțin atenția, umblarea de zi cu zi. Adică în biserică suntem într-un fel, după ce ieșim din biserică suntem în alt fel. Și pot să dau un exemplu. Cântăm muzică creștină în biserică sau la un concert creștin, după care la o nuntă creștină sau în altă parte cântăm exact, exact pe cine nu pe cine spunem noi că nu-l vrem în viața noastră. Cântăm alte lucruri care nu au de a face nici cu cuvântul Lui Dumnezeu, nici cu uh, Domnul Isus. Uh, zilele trecute mă uitam la o nuntă creștină închinători care sunt în față într-o biserică, cântă, îi aduc pe tinerii în închinare înaintea lui Dumnezeu și după aceea la nuntă cântau o melodie care aveau niște versuri. Am pus și o întrebare la mână, mă, voi știți ce cântați? Și când erau lucruri foarte, foarte neplăcute, pot să spun. Vorbirea după aceea, Uh, facem mult, de asta spun de multe ori le spun la tineri dacă vorbirea ta sau uh, gândurile tale nu sunt uh, potrivite cuvântului Lui Dumnezeu să mă conduci unde? că vrei să mă conduci în închinare, așa se spune hai să conducem adunarea în închinare când lipsește lucrurile acestea smerenia, uh, umblarea de zi cu zi cu Dumnezeu, vorbirea, gândirea chiar și chipul nostru rugăciunea, postul, de multe ori am întrebat tineri da, există rugăciune în viața ta? Există post? Păi nu. Uh, și spui multe semne de întrebare. Nu există citirea cuvântului lui Dumnezeu, dar uh, noi suntem acolo și conducem uh, uh, Biserica în închinare. Eu nu știu cât de primită este această închinare înaintea Dumnezeu. Și de multe ori îmi pun întrebarea dacă Dumnezeu este în acea biserică. Și aici ține mai mult, ok, și de liderul de închinare, în așa fel încât să aibă o relație cu cei care slujesc la închinare pacea prezbiteri, păstori să le cunoască viața acestor tineri pentru că ne trezim că punem acolo oameni neconvertiți sau convertiți, dar superficial Da, cu un comportament duplicitar sau dubios Beni, totuși în cuvânt în cartea Iacov, dacă nu mă șel se spune că același zvor nu poate da și apă dulce și apă amară Uh, dintr-o inimă, ca ai menționat în prima parte a emisiunii, o inimă curată, care uh, e uh, sursa sau de acolo ar trebui să izvorască o închinare plăcută Domnului. Poate uh, să meargă așa pe două planuri, cum spui tu, uh, cântăm muzică creștină într-un loc și altfel de muzică în alt loc, adică nu e aceeași inimă care e curățită de Domnul și ar merge în două direcții, ar ieși din aceeași inimă și uh, muzica amară și muzică dulce, dacă ar fi să numesc așa? Uh, asta e, ăsta este răspunsul pe care îl primesc de multe ori. Am o inimă spălată în sângele Domnului Isus. Ce are dacă, când și alte uh, melodii care, de exemplu, nu sunt creștine, se potrivesc uh, acelui eveniment sau. Uh, Domnul Iisus, când vine în viața noastră, spală, curățește și ne face un om nou. Și un om nou nu mai poate să facă lucrurile pe care le făcea înainte. Acum, eu, eu mă refer la a cânta. Că mai asculți, că de asta spun, e o diferență. Nici în a asculta nu ar trebui să facem lucrurile acestea, dar... Accidental sau... Da, accidental. Ești într-un local sau... Exact. Nu poți să îți pui dopurile în urechi sau să spui pui mâine la urechi. Dar atâta timp și aici vorbesc de cei care sunt lideri de închinare, cei care slujesc la închinare. Uh, trebuie să avem grijă. O viață duplicitară nu ne garantează intrarea noastră în, în Împărăția Cerului. Pentru că zice cu Dumnezeu că niciun păcat, nici, niciun lucru care ne poate murdări haina de nuntă. Nu... Nimic întinat nu va da. intra. da Nimic întinat nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Da, aici trebuie să ne punem o întrebare. Sunt cu adevărat copilul lui Dumnezeu sau doar spun că sunt copilul lui? Și trebuie să fim sinceri cu noi. Pocăința sau inima pe care vrem să o aducem înainte Dumnezeu nu este un lucru de joacă. Ne putem trezi afară crezând că am făcut lucrarea Domnului și de multe ori întâlnesc, întâlnesc tineri care cred că fac lucrarea Domnului, dar viața de zi cu zi nu, nu arată ceea ce cântă, de exemplu, duminica sau la programele de închinare. Da, despre uh, aspectul ăsta vizibil și impactul ăsta aș vrea un pic să discutăm în partea finală a emisiunii noastre. Uh, în psalmi se... Repetă mereu o expresie, tot pământul cântă în cinstea ta, cu referire directă înspre Dumnezeu, înspre Iahve. Poporul Israel avea un sistem de închinare monoteist și uh, era chemat să fie un popor aparte pentru a fi o mărturie în fața celorlalte popoare, o mărturie despre Dumnezeul lor, unicul lor Dumnezeu, și chiar și prin modul de închinare și sistemul jerfelor, toate acestea spuneau ceva despre Dumnezeul lor. Acum, întrebarea ar fi, închinarea este o mărturie, o mărturisire despre cine ne este Dumnezeul nostru? Da, închinarea pe care vrem să o aducem înainte lui Dumnezeu spune despre cine este Dumnezeul nostru. Și iarăși mă întorc în momentul în care când sau Aduc în altă parte uh, lucruri care nu-l onorează pe Dumnezeu, mă închin unui Dumnezeu, dar nu Dumnezeului adevărat. Mă închin Mamonei, pot să spun, Satanei. Uh, viața noastră trebuie să fie o mărturie înaintea lui Dumnezeu, că noi îl avem pe Dumnezeu în viața noastră și cei din jurul nostru să spună, da, cu adevărat, acest om îl are pe Dumnezeu. Și ceea ce mărturisește, cântă și vorbește, se vede că îl are pe acel Dumnezeu despre care spune de zi cu zi. În Vechiul Testament erau oameni în templu așezați de Dumnezeu leviți, special cu sarcina aceasta de a conduce poporul în chinare. Erau lideri de închinare acelei vremi. Vorbeai despre responsabilitatea liderilor de închinare, de a nu fi duplicitar, de a fi transparent, sincer, de a fi onești în relația cu Dumnezeu și de a promova valorile Cuvântului Dumnezeu prin muzică. Această responsabilitate doar a liderului sau și a celorlalți din echipa lui de închinare, dacă ar fi să numesc așa o echipă, sau... Această responsabilizare se extinde la întreaga comunitate creștină care se închină Domnului? Pot să spun că o poți lua treptat. Este și responsabilitatea liderului de închinare să cunoască viața celor cu care interacționează și cu care slujește. Pentru că, din punctul meu de vedere, asta face un lider. Nu doar se interesează la programul acela de închinare, hai să cântăm și să fie bine. Se interesează de zi cu zi cine sunt oamenii aceia, cum se comportă, ce gânduri au, ce urmăresc. După aceea este responsabilitatea celor care sunt cu acest lider de închinare. Adică fiecare dintre noi trebuie să ne responsabilizăm înaintea lui Dumnezeu ca să nu aducem o jerfă, o jerfă pe, uh, altar străin. pe altar străin. Exact. După care este responsabilitatea întregii comunități. Că dacă eu ca și comunitate cunosc ceva despre acel tânăr sau despre acel om care uh, mă slujește la închinare, să zic așa, uh, și nu este bine, trebuie să iau o atitudine. Pentru că împreună, ca biserică, și lideri de închinare, și cei care slujește la închinare, uh, iar spun, prezbiteri, uh, congregație, trebuie să fim responsabili unul de celălalt ca împreună să nu aducem o închinare uh, stricată înaintea lui lui Dumnezeu. Dacă știm despre omul respectiv. Dacă nu știm nimic, la un moment dat Dumnezeu va descoperi, spune cuvântul lui Dumnezeu că nimic ceea ce este ascuns la întuneric uh, nu va rămâne nu, nu va rămâne, fi da, va fi descoperit la lumină. Și Dumnezeu descoperă. Acum care este atitudinea noastră atunci când Dumnezeu descoperă? Pentru că dacă nu există o relație între cei despre care aminteam, la un moment dat descoperă Dumnezeu. Și iar suntem în postura de, de a lua o decizie. Acum, am văzut, este greu să iei o decizie, că îți spui, păi dacă iau o decizie, nu mai am lideri de închinare. Dacă iau o decizie, pleacă tinerii. Dacă iau... Și atunci ești între ciocan și nicovală și trebuie să iei o decizie. Și decizia aceasta, dacă o iei pentru Domnul, Domnul nu te va lăsa Descoperit pe anumite planuri în biserică. Eu așa cred. Promite, Domnul, anumite binecuvântări, acelora care se închină sincer, care cinstesc numele, pentru că vorbeai, trebuie să plătești un preț pentru a nu face compromis nici cu tine însuți, nici cu um, echipa ta, nici cu biserica sau cu. Um, ceea ce ți se oferă știu, în anumite împrejurări, e de plătit un preț și mereu trebuie de făcut o alegere pe cine vreau să îl onorez și dacă într-adevăr Domnul este mai prețios decât ori și toate, promite Domnul anumite răsplătiri, răsplăți, binecuvântări a celor a care rămân fideli, credincioși lui? Desigur. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și El și îndeplinește promisiunile pe care le are față de copiii săi. Una din promisiuni poate să fie că el va fi mereu în mijlocul lor, în mijlocul poporului sau în mijlocul bisericii sale. O altă promisiune ar fi că el acoperă cu slava sa poporul său și vedem în Exod 40 cu 35, 2 Cronici 7 cu 1, versete în care Dumnezeu prin închinarea pe care o aducea poporului Israel, spune, acoperea cu slava lui uh, uh, copiii săi. Și chiar în altă parte, scuze-mă, uh, spune că eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-mi împar -mi, nu mi -mi slava cu nimeni. Așa este, așa este. Uh, după aceea, o altă promisiune ar fi că Dumnezeu întotdeauna, pentru un om care îi aduce o închinare curată, își va revărsa uh, belșugul său de binecuvântări. Ezechiel 34 cu 26, Psalmul 29 cu 11, versete în care ne spun că Dumnezeu vine cu berșuc de binecuvântări peste, peste copiii săi. După aceea, berșuc de bucurie răspunde acelora care se roagă dintr-o inimă curată, cu credință sinceră. O altă promisiune ar fi în faptele Apostolilor 4 cu 31. Spune că reîmprospătează pe poporul său, cu Duhul sau Cer Sfânt, călăuzește pe poporul său în tot adevărul, sfințește cuvântul sau prin cuvântul și Duhul său, mângâie, încurajează, întărește, mântuiește, pot să spun. Avem un Dumnezeu care, atunci când El ne spune cum să facem lucrurile, nu există să nu te binecuvinteze, să nu-ți îndeplinească promisiunile pe care le are față de tine. Doar să credem. Extraordinar așa mare Dumnezeu măresc frumos care rămâne credincios promisiunilor sale și chemării pe care el ne-o face fiecăruia dintre noi de a-L sluji, de a-L urma. Beni, timpul e pe final și aș vrea să punctăm, tragem câteva concluzii. Știu că ar mai fi fost multe de spus și, așa cum ți-am spus, mi-am propus să abordez subiectul acesta, să-l frăpând sub mai multe fațete. N-am abordat exhaustiv nici subiectul de astăzi, dar cred că telespectatorii, ascultătorii noștri, pot să ia ceea ce este bun și pot să-și creeze așa o imagine biblică, o imagine corectă din punct de vedere creștin, din punct de vedere creștin cu privire la modul în care te închinăm lui Dumnezeu, prin muzică, mărturia pe care o avem. Te rog așa câteva concluzii care să fie folositoare pentru cei ce ne urmăresc. Cred că un lucru pe care ar trebui să-l ținem minte ar fi că închinarea, prin toate formele ei, lauda, este un moment sublim. Este un moment în care noi, cu toată ființa, venim înaintea lui Dumnezeu și trebuie tratată ca atare. Nu trebuie să ne jucăm cu lucrul acesta. Închinarea, pot să spun, este o trăire atât de adâncă încât prin ea ne predăm, ne oferim Domnului. Spunem cât de mult contează Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să ne ajute în așa fel încât lucrurile pe care ni le-a lăsat scrise să fie pentru noi un stâlp, o piatră de aducere aminte. Și, nu în ultimul rând, Cuvântul lui Dumnezeu va fi întotdeauna pe primul loc. Orice ce se întâmplă, să confruntăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo sunt răspunsurile, acolo avem manualul, instrucțiunile. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni uh, inteligenți, oameni uh, cu înțelepciune, pe care da, înțelepciunea tot el ne oferă, și să înțelegem că lumea aceasta se strică din ce în ce mai mult, și cel rău dorește să, să atragă cât mai mulți spre el. Dumnezeu ne dorește pe fiecare acolo, în locul în care ne-a pus, să fim așa cum trebuie, să nu avem compromis în viața noastră. Și inima pe care o avem să fie o inimă întru totul predată lui. Amin, zice, la tot ceea ce ai spus, Domnul să ne ajute să ne conștientizeze de responsabilitatea mare pe care o avem, chiar și în închinare înaintea lui, Amin. chiar și atunci când îl lăudăm, îi cântăm numele. Prioritatea noastră ar trebui să fie, așa cum ai spus, onoarea, gloria lui Dumnezeu să nu îl scăpăm din ochi, din ochii noștri, din fața ochilor noștri, pe Domnul Isus Hristos, pentru că el este singurul vrednic de închinare. Amin. Amin. Beni, îți mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru că ți-ai făcut timp, ți-ai rupt din timpul tău să dialogăm pe un subiect care eu cred că n-ar trebui să fie doar pentru generația tânără, ce au trebuit să fie un subiect care să suscite interesul și atenția la toți credincioșii, copiii Domnului. Și cred că toți avem ceva de învățat, de corectat, de îndreptat și cred că Domnul este acela care ne va ajuta în măsura în care noi suntem deschiși să ascultăm, să învățăm de la El, să și ne transformăm comportamentul și să ne modificăm chiar și închinarea, dacă trebuie. Așa este. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Provocări și Perspective Actuale. Închinarea, muzica este o provocare, chiar și a zilelor noastre. Rămâneți ancorați în scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a înțelege voia lui Dumnezeu cu privire la noi, pentru a înțelege modul în care Dumnezeu acceptă închinarea din partea noastră. Îi mulțumim lui Beni pentru prezența în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau întâlnire pe data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!